Bine ați venit în bucătăria lui Adi Joe! Astăzi pregătim un blat de tort cu vanilie. Avem nevoie de 6 ouă, 180 de grame de zahăr, 180 de grame de făină, o linguriță extract de vanilie, 30 ml ulei și un praf de sare. Începem prin a bate ouăle cu praful de sare. Le batem până când se vor deschide la culoare și vor crește de aproximativ 3 ori în volum. Cu cât le batem mai mult, ele vor încorpora mai mult aer. Acum adăugăm treptat zahărul, timp în care mixăm continuu. Mixăm timp de 3-4 minute, după care adăugăm extractul de vanilie și după 10-15 secunde oprim mixerul. Urmează să adăugăm uleiul treptat și amestecăm ușor cu ajutorul unui tel, cu mișcări ample de sus în jos, prin răsturnare. După care adăugăm cernută făina, o adăugăm în reprize mici și la fel ne vom ajuta de tel pentru a încorpora. Avem compoziția pentru blat pregătită și folosim o tavă tapetată cu hârtie de copt, tavă cu diametrul de 23 de cm. Turnăm compoziția, dăm cu tava de câteva ori de masă, după care o băgăm în cuptorul preîncins la 170 de grade pentru aproximativ 40 de minute. Am scos blatul de la cuptor, îl scoatem din tavă și îl vom lăsa să se răcească. Puteți să-l tăiați pe din două sau pe din trei, asta în momentul în care blatul este răcorit. Sper că v-a plăcut această rețetă și că o veți încerca. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Joe și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!